Au turnat asfalt, acum îl sparg. Se întâmplă în Târgu Jiu, unde, pe mai multe străzi, stratul de bitum este decopertat pentru racordarea unor gospodării la rețeaua de canalizare, proces uitat de constructor. Din informațiile pe care noi le avem, s-a omis la momentul la care ar fi trebuit să se facă acel procedeu, conectarea la canalizarea principală a locuințelor. Ați văzut că lucrările nu s-au întins doar pe porțiunea aceasta de 14 octombrie, unde mai erau câteva gospodării de racordat. S-au întins mai departe și pe Gheorghe Doja și în total, dacă nu mă înșel, e vorba de aproximativ 14, dacă nu chiar 16 gospodării care au avut în această perioadă de timp au fost în atenția constructorului pentru finalizarea lucrărilor la canalizare. Este normal Nu s-a să. făcut racordarea. Deși recunosc faptul că stratul de asfalt a fost spart pentru a se face racordarea ce putea fi efectuată înainte de turnarea bitumului, reprezentanții municipalității susțin că așa prevăd graficele. Deci toate lucrurile au fost conform graficului pe care l-au avut constructorii în dreptul lor. Dar De ce se. după ce logică au fost făcute acele grafice, dacă deja s-a turnat asfaltul, ca apoi să se ia, să se facă racordurile și să se toarne iar asfaltul care Deci, a fost, spuneam, spart. lucrările s-au oprit la un moment dat în anul trecut, în timpul rece, dar înainte de a se ajunge la perioada rece, am luat hotărârea ca strada 14 octombrie să fie reparată și să se toarne stratul de bitum. Și Nu. cât credeți că o să dureze, de exemplu, pentru acea porțiune, lucrările, Suntem pe acum? final. Suntem Sunteți pe pe final, final. da. Adică nu durează mai mult de o săptămână, că spuneam câteva zile. Cred că nu mai durează o Și săptămână. atunci, de ce anul trecut ați oprit, ați hotărât dumneavoastră să turnați acel strat, ca să faceți lucrarea abia acum, adică să se mai dărâme ceva acum, pentru o săptămână sau câteva Domnișoara zile, Irina, sunt atât, cât au spuneți fost că atât de durează multe puncte de lucrările lucru în acestea de racordare. 2014. Amintiți-vă că în 2014 toată lumea era nebunită. Erau atât de multe puncte de lucru, erau atât de multe zone în care se lucra. Străzi modernizate recent în municipiul Târgu Jiu sunt afectate acum de noi lucrări ce nu au fost efectuate la timp.